distinși participați. Din inițiativa Academiei Române, la propunerea fostului președinte academicianul Eugen Simion, Parlamentul României a legiferat începerea în fiecare an cu o odă de slavă culturii românești, făuritorilor ei din toate timpurile, realizărilor de excepție prin care România se impune în concertul popoarelor lumii cu tot ce avem mai bun și mai reprezentativ. Singurele proiecte de țară din istoria noastră modernă, cel al Unirii Mici din 1859, cel al Independenței din 1877, cel al Marii Uniri din 1918, care i-au avut ca ilustri artizani pe Alexandru Ioan Cuza, Cea Rosetti, Ion Ghica, Nicolae Bălcescu, Mihail Cocălnicianu și Ion Brătianu, mai apoi pe Ionice Brătianu, Nicolae Iorga, Vasile Goldiș, Iancu Flondor, Iuliu Maniu, au fost trei proiecte naționaliste datorate unor inteligențe superioare, active și cultivate. În anul centenarului se cuvinde ca aici, în aula Academiei Române, să declarăm sonor că naționalismul este o doctrină pozitivă și că celebra sintagma lui Kipling, My country, right or wrong, poate fi însușită de orice ființă normală care în mijlocul mondializării are o patrie. Iar pentru foarte mulți dintre noi, patria aceasta se numește încă România. Academia Română își îndeplinește din nou rolul de instituție fundamentală a culturii românești. Și în asemenea momente festive, s-ar cuveni să fim cu toții festivi și să lăudăm cultura noastră și să evidențiem binele. Dar dimensiunea binelui, fără rău, parcă n-are relevanța dorită de noi. Și nu putem să nu observăm că rolul culturii scade pe zi ce trece. Și pe măsură ce crește analfabetismul funcțional în societatea românească, scade interesul în școală pentru cultură. Iar școala este o instituție fundamentală a culturii. Fără școală nu se poate face cultură pentru generațiile care se pregătesc să intre în hora istoriei. Este clipa noastră cea mare, căci începutul acesta de an este și al marelui nostru centenar al Unirii. Aceasta în ciuda faptului că toate statele vecine ne dușmăneau atunci ca și în zilele noastre. Dar Bunul Dumnezeu, datorită dreptei noastre credințe și a jertfei de sânge a peste 800.000 de soldați români, a fost cu noi și mai este încă. Cu noi este Dumnezeu. Înțelegeți, popoare, și vă plecați, căci cu noi este Dumnezeu. Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, căruia i-am ridicat pe muntele Caraiman Sfânta Cruce a recunoștinței noastre. Dar, apropo de biserică, am avut norocul nemaipomenit, norocul de destin de a avea o biserică care a păstrat limba și cutumele sfinte, dar și cele ale pământului. Și noi, când vrem să apărăm România, uităm un singur lucru, că dincolo de elementele de suprafață, de vârf, de suprastructură, cum sunt limba, istoria, noi avem un element fundamental pe care îl apărăm și de care nu vorbim, locul pe care trăim de 2000 de ani. Sunt extrem de iritat și neliniștit de ceea ce se întâmplă astăzi, în acest an al centenarului. Mi-e teamă că nu vom ști să fim demn, cu adevărat demn de acest secol pe care îl purtăm în spate, de care unii dintre noi suntem mândri, bucuroși, fericiți că am ajuns la acest liman. Pe mâncă o dată să arătăm că suntem
demni de ceea ce am trăit, de ceea ce, ceea ce ni s-a dat și mai ales că suntem bucuroși că suntem. Neamul românesc ne-a făcut posibilă, în primul rând, existența. Și cine iubește viața și valorile ei, nu poate să nu se încline în fața acestui neam care a trecut prin două milenii și care astăzi crede în Hristos, în Eminescu și în destinul nostru. Vă mulțumesc! Cuvântul naționalism, un cuvânt care astăzi stârnește ușoare temeri, justificate sau nu, împlinește anul acesta 126 de ani. Și, domnule academician, dați-mi voie să vă felicit pentru discursul de la Academia Română. Vă mulțumesc! Un discurs excepțional care a repus acest cuvânt pe făgașul său normal. Și aș vrea să începem această discuție tocmai de la definiția naționalismului și ce a însemnat el de-a lungul timpului, dar și importanța lui pentru noi ca români, astăzi, în anul centenar. Naționalismul, am arătat-o în discursul meu la Academie, este perceput în orice condiții normale, în orice atmosferă normală și în orice țară normală, ca o doctrină patriotică care vorbește de iubirea de nație, de țară. Sigur, există studii speciale, dar de obicei ignorate, din păcate, și de politicieni și uneori și de media, care, mă gândesc de pildă la studia lui Gellner sau de la Oxford sau studiile lui Michel Vinoc de la Sorbona, care stabilesc tipologii ale naționalismului. Naționalismul normal, naționalismul iubire de patrie, de națiune, este naționalismul care a fost în Italia Risorgimentului cu Cavour, este naționalismul lui Bismarck cu refacerea unității Italiei, este naționalismul pașoptiștilor și al unioniștilor, este naționalismul general lui de Gaulle, este naționalismul, cum se numește el, de diasporă, al armenilor, al grecilor, al evreilor. Și există ultranaționalismele care trebuie vestejite într-adevăr, dar acelea sunt care, cum a fost național socialismul nazist, cum a fost național comunismul în spațiul nostru totalitar, cum au fost ultranaționalismul Gărzii de Fier, cum sunt unele ultranaționalisme populiste acum, care merg din Franța doamnei Le Pen până în, iată mai curând, și în Austria și în Olanda și în alte țări. Trebuie bine departajate aceste lucruri. La noi, și dădeam exemplu, este naționalismul celor doi bretiani. Este naționalismul lui Titu Maiorescu, patriotismul în limitele adevărului. Este Eminescu. Este, am dat un superb citat din Blaga. Tot ce este mai pârvan, de asemenea, tot ce este mai bun în cultura noastră, Nicolae Iorga, au fost în slujba acestor idei naționaliste și realizări naționaliste. Vedeți, domnul Grigoriu, noi am avut, o spun tot timpul, în epoca modernă, trei mari proiecte de țară. A fost proiectul 1859, Mica Unire, care a fost o capodoperă politică, a fost proiectul independenței, oarecum cu aceeași generație. E generația celor născuți în jur de 1820, generația lui Cuza, lui Cogălnicianu, a lui Ghica, a lui Bălcescu, a lui Ion Bretianu. Este această generație de aur, continuată cu a doua generație, care a făcut al treilea mare proiect, proiectul Unirii de 1918, care e generația lui Ionice Bretianu, a lui Nicolae Iorga,
a lui Maniu, a lui Goldiș, a lui Inculeț chiar, deși era mai tânăr, sunt generațiile naționaliste care au făcut posibil cele trei mari etape care au culminat cu România Mare. Spuneam tot atunci că, din păcate, după moartea lui Maniu, 1953, în condițiile care le știm, noi n-am mai avut oameni de stat care să creeze. Așa au fost condițiile, războiul, momentul totalitar, care să creeze mari proiecte. Și lucrul acesta este extrem de păgubos. Sigur, ar putea să existe în viitor un proiect care să refacă o parte din ceea ce a fost România Mare, dar nu despre asta discutăm acum. România s-a făurit ca stat înaintea Italiei sau Germaniei, având la bază... Chiar vreau să vă spun, Cavour a declarat că momentul Iași-București, ianuarie 1859, a fost o lecție pentru Italia. Și tocmai aici vreau să ajung, pentru că acest moment de care ați amintit, 1859, este un moment care izvorăște tocmai din acest sentiment naționalist, pentru că românii au știut să speculeze în acel moment contextul internațional, pe cel intern, și au reușit să ofere o lecție de istorie pe care noi astăzi aproape că nu asumăm cum trebuie. Da, pe un temei intern extraordinar. Gândiți-vă, era o vreme în care, cu excepția Franței și Napoleon al III-lea, aproape toți ne erau adversari. Și în acel moment noi am știut să adunăm voința națională, pornind de la talpa țării, de la opincă, adunările care au avut loc la poalele dealului Patriarhiei de astăzi, a Mitropolitului Ungro-Vlahiei, atunci cu mii de țărani și târgoveți care veniseră ca să preseze în momentul faimos al dimineții de 24 ianuarie. Este un moment de neuitat, în care s-a mers pe o formulă de o inteligență remarcabilă, dar care a fost dată de elite, să ne înțelegem, de toate aceste elite politice care erau și elite cărturărești. Erau și elite politice și elite cărturărești. Mai târziu s-a produs la noi clivajul, despărțirea între unii și alții. Și poporul care vroia la București pe domnul Moldovei, intuind această extraordinară posibilitate și pe temeiul faptului că suntem de o limbă, suntem de un neam. Sigur, toate lucrurile acestea fusese pregătite de generațiile, de elitele secolului al XVIII-lea, de ultimii cronicari, dacă vreți, de spătarul Constantin Cantacuzino, de stolnicul Constantin Cantacuzino, pardon, de Dimitrie Cantemir, de școala ardeleană. Și aici vreau să marchez un lucru, fiindcă suntem la o emisiune de spiritualitate. Aici, Biserica Ortodoxă și Biserica Greco-Catolică s-au întâlnit admirabil în secolul XVIII, în secolul XIX, și, dacă vreți, simbolul a fost cu Hosu și cu Miron Cristea la 1 decembrie la Alba Iulia. Ei erau rezultatul acestei extraordinare împărtășiri la nivelul elitelor și apoi la nivelul credincioșilor, a poporului, a ideii: suntem de un neam și suntem de o limbă. E foarte interesant că ideea de la râm ne tragem, această idee care vine de la
Grigore Ureche și din decenile lui Miron Costin, fiind de la niște oameni care învățaseră despre originile noastre romane la colegiile iezuite din Podolia. Era atmosfera aceea a Concilului de la Trento, a Contrareformei, care vorbea de Roma Triumphans. Roma Triumphans a fost interpretată de iezuiții polonezi care au fost profesori cronicarilor noștri moldoveni, în sensul veniți de la Roma. Da, de la Râm ne tragem. Această idee care după aceea a fost infuzat în toată populația, de o parte și de alta a Milcovului, din Transilvania, de asemenea, a pregătit acest sentiment pan-românesc al unității. E foarte interesant că în vremea aceea se crease și un stil pan-românesc în domeniul artelor și al arhitecturii, stilul brâncovenesc, nu? Care îl găsești din Bihor până în Moldova, și în paralel afinarea limbii, limba care prin ce? Prin textele bisericești, prin textele de la Râmnic, de la Snagov, din tipografiile din Moldova, chiar din epoca fanariotă. Apropierile acestea sunt cele care au făcut ca veacul al XIX-lea să aibă acele două proiecte mari de care am vorbit, unionist și independența, și să pregătească momentul 1918, care, sigur, chiar comparat cu Mica Unire din 1859, a fost un efort extraordinar într-o vreme în care, însă în jurul nostru, cădeau imperiile, Imperiul Otoman, Imperiul Țarist, Imperiul Habsburgic. Dar dacă luăm, de pildă, model ceea ce s-a întâmplat cu Basarabia în martie 1918, într-o Românie care era aproape toată ocupată, afară de zona Moldovei, nu? Și în care guvernul Marghiloman încerca să păstreze cât de cât o anumită situație, patrioții basarabeni, naționaliștii basarabeni, care erau și Constantin Stere, să nu-l uităm, pe Inculeț, pe Panhalipa, pe Gore și pe alții, naționaliștii basarabeni au știut că vor să se unească cu țara. Și a spus sfatul țării, Marghiloman vine în 26 martie la Chișinău și în a doua zi sfatul țării proclamă unirea întregului teritoriu dintre Prut, Nistru și Marea Neagră cu mama, așa se spune, cu mama sa, România. Dar această unitate a avut la bază două elemente fundamentale. Elementul de limbă și unitatea de credință. Okay. Iar această unitate a fost pregătită în primul rând de la anvonul bisericilor. Fie ele mai mari, fie mai mici. Dar hotărât. Mesajul era același. Hotărât. În epoca, mai ales de după Mihai Viteazu, după momentul acela, care a fost pregătit, însă să nu uităm, de momentul mihneștilor care domneau și la Iași și la București, Petru Șchiopu, Alexandru Mircea, pe aceea succesorii lor, Radu Mihnea și așa mai departe, aceste domnii și într-un loc și în altul care pregăteau oarecum politic o anumită situație, după aceea în epoca fanariotă lucrul a fost accentuat. În vremea aceasta, cărțile bisericești care circulau, mă gândesc la tipografia Râmnicului, la ceea ce a făcut Antimi Vireanu, ca să iau un singur exemplu, cărțile acestea circulau pe tot teritoriul locuit de
români unde să vorbea românește, să citea românește. Pe de altă parte sunt și cărțile de la Blaști, poete la Blaști, în mediul uniat, să ne înțelegem. Din acest punct de vedere, nu există o deosebire între cele două confesiuni creștine ale românilor. A fost o admirabilă conlucrare și lucrul acesta s-a făcut, cum spuneați, prin predica de Amvon, s-a făcut prin carte, s-a făcut în cazul greco-catolicilor prin legăturile cu Roma, care întrețineau această idee a latinității noastre. Gândiți-vă că cei doi stâlpi ai acestei națiuni sunt în fond latinitatea și statalitatea. Or, această latinitate a fost întreținută după momentul Matei Basarab, după momentul în care s-a trecut de la textele slavone la textele românești, prin cărți de cult, mai literatura populară, care a avut un mare rol în secolul XVIII și care se apropie pe români. Biserica a jucat un rol fundamental. Dacă studiez, de pildă, cazul, mi s-a întâmplat să am și scris ceva despre asta, pe episcopii din Vâlcea, episcopii Râmnicului. Toți sunt de la faimosul Damaschin, copil de țărani, până la începutul secolului XIX, toți sunt niște apărători ai ideii acesteia românești. Spre deosebire de Moldova, unde mitropoliții erau de extracție boierească, dar tot așa mari patrioți, în țara românească, episcopii la Buzău sau la Râmnic, mitropoliții la București, sunt foarte legați de păturile de jos. Uneori veneau chiar din păturile acestea de jos și îi vezi cum păstrează tradiția populară, tradiția aceasta a unei unități. După aceea, nu uitați rolul pe care l-au avut în Divan la Troc, mitropoliții. Uneori în probleme sociale, agrare, nu erau desăvârșiți patrioți. Dar în ceea ce privește problema unirii, au fost admirabili. M-am văzut cu plăcere într-un volum care, acum îl văd prima oară la dumneavoastră, am văzut o contribuție legată de un strămoș al meu. Un strămoș al meu care era un țăran răzeș din părțile Neamțului, care a ajuns la studii la Kiev, s-a întors, a devenit episcop. Episcopul Melchisedec. Episcopul Melchisedec este unul din strămoșii mei și am văzut cu plăcere că se vorbește de ce a făcut el în vremea lui Cuza. Revenind la momentul 1 decembrie 1918, la Alba Iulia, biserica ortodoxă și greco-catolică a fost reprezentată de 5 episcopi, 4 vicari, 10 delegații ai consistorilor ortodoxe și capitulelor greco-catolice, 129 de protopopi, cât un reprezentant al institutelor teologice, pedagogice și câte 2 reprezentanți ai studenților de la fiecare institut teologic. Asta ca să nu mai vorbim de numeroși preoți, învățători ai școlilor confesionale și așa mai departe. Asta ca să arătăm forța și reprezentativitatea pe care biserica a avut-o în acel moment. Biserica era elementul care polariza credința și nu numai credința creștină, dar încrederea, a spune încrederea politică la maselor. Preotul, episcopul, ei erau cei care reprezentau în ochii celor mulți și în mintea celor mulți elementul de încredere și de patriotism în același timp. E absolut normal
Nu uitați că și în perioada de după război, în perioada interbelică, iarăși bisericile au avut un rol fundamental. Nu mă gândesc numai la faptul că Miron Cristea, cel tânăr, la 1918 ajungea prim-ministru al lui Carol al II-lea, dar mă gândesc la toată politica pe care biserica a dus-o în Transilvania, de pildă clădirea atâtor lăcașuri ortodoxe într-o Transilvanie care era văduvită de acest lucru. Un fost student al meu a scris o carte admirabilă pe această temă. Gândiți-vă la faptul că de fiecare dată... Iată, vă dau un exemplu, fiindcă l-am evocat și de curând într-un interviu care l-am dat în anii 30, să face fresca Ateneului, un simbol de artă națională. E bine, acolo toate marile momente sunt marcate de edificii religioase. Când vezi fresca Ateneului, vezi de la Cozia lui Mircea până la Curtea de Argeș a lui Neagoi, la Moldovița lui Alexandru cel Bun, la Hurezii lui Brâncoveanu, totul este acolo prezent. Încărcătura ortodoxă, mai ales, este foarte puternică. Nu uitați ce înseamnă gândirea despre românitate și ortodoxism la Nichifor Crainic, polemica sa pe această temă cu Rădulescu Motru și așa mai departe. Gândiți-vă la Transcendentul care coboară al lui Lucian Blaga, la Sofianicul lui Blaga. Este un moment extraordinar în gândirea românească de esență ortodoxă de care noi trebuie să vorbim. Sigur, au fost și derapaje din acest punct de vedere, ultranaționaliste la un moment dat, dar de care nu este vinovată biserica, nici reprezentanții ei. Revenind la ideea de naționalism, ați spus că în ultimii 70 de ani aproape nu a mai existat un proiect național, un proiect de țară, și poate că asta este și o consecință pentru situația în care ne aflăm acum. Hotărât. Am îndrăznit chiar să spun, poate unii s-au supărat, că dispariția unor oameni de stat, oamenii de stat fiind oamenii care se gândesc la generațiile viitoare, spuneți de oamenii politici care se gândesc la alegerile viitoare. Dispariția unor oameni politici, ultimul om de stat pe care îl cunosc din seria pe care am dat-o, a fost Iuliu Maniu, mort în condițiile în care le știți. E bine, dispariția unor oameni de stat în România este paralelă, merge mână în mână cu dispariția oricărui proiect național. Proiectele cele trei de care am vorbit, domnul Ghiu, au fost realizate de oameni de stat care se întâmpla să fie, oare de ce, și oameni de cultură. Gândiți-vă că aproape toți pe care vi-am enumerat au fost membri ai Academiei Române în calitatea lor de oameni de cultură, de scriitori, de istorici, de politica și cultura mergeau mână în mână și aceste proiecte au fost proiecte naționale, dar au fost și proiecte cu o puternică încărcătură culturală. Nu mai avem așa ceva și lucrul este foarte, foarte păgubitor pentru nația română, zic eu. Ați spus că marea majoritate a acestor oameni au fost membri ai Academiei Române. Astăzi, cultura este, și aici mă refer la Ministerul Culturii, este, pare mai degrabă, o monedă de schimb politic. Mi-e și greu mai să puțin... vorbesc pe Ministerul Culturii, pentru că eu însumi am fost Ministrul Culturii acum vreo aproape două decenii. Era o altă situație, totuși. La noi a spune că domeniul, deși uneori este acoperit de oameni stimabili, vorbesc de cei care ajung miniștri,
dar am dat exemplu odată într-o discuție la Academie, acest detaliu, nu când se face un guvern, la Ministerul Culturii nu este amintit nimeni. Ministerul Culturii nici nu e amintit. La sfârșit este amintit Ministerul Culturii și eventual cel care este titularul. Nu mai contează aproape. Nu mai contează. Dar în acest context, în condițiile în care anul acesta sărbăm centenarul și de la tribuna Academiei am ascultat nu de puține ori avertismente în acest sens. Nu suntem pregătiți pentru acest moment, nu suntem pregătiți nici psihologic, nu suntem pregătiți nici faptic. Pare că mai degrabă anul acesta este trecut în derizoriu decât așa cum ar fi trebuit să fie un an al unității, un an reprezentativ, un an de bucurie națională. Din păcate, noi nu știm, asta o constata Nicolae Iorga acum aproape un secol. Noi nu știm să facem o propagandă interesantă. Multă vreme s-a zis că propaganda este apanajul regimelor totalitare. Nu e adevărat. Propaganda se face prin stabilirea unor valori și explicarea lor în țară și peste hotare. Se face întotdeauna și se face foarte bine de unele țări. Poate voi contraria pe mulți, dar voi da exemplu Ungariei. Ungaria are o tradiție de propagandă remarcabilă. Ungaria acum contrapune României proiectul legat de Trianon, cum știți. E bine, ei lucrează de câțiva ani la aceste acțiuni ale lor propagandistice. Noi, vă voi spune că, din fericire, fiindcă cunosc această situație, Primăria Generală a Bucureștiului se preocupă de ceva vreme. Întâmplător sunt chiar cel care prezidează Comisia pe București pentru pregătirea centenarului. Monumente, spectacole, lucruri care sunt importante, deși unii le-au negat însemnătatea, chiar oameni din zona culturii, și m-am mirat. Dar este important să faci o statuie a regelui Ferdinand în București. Este important să refaci statuia lui Ion Brătianu din piața Universității. Este important să ai o statuie a lui Berthelot. Este important să mergi la Paris cu acțiuni, mai ales rolul Franței. Este știut care să amintească ce se întâmplă acum 100 de ani într-o Franță care domnul Grigoriu se pregătește de câțiva ani pentru ei au avut celebrarea primului război mondial și au făcut-o impecabil și nu s-a terminat această celebrare. Avem tot felul de alte acțiuni gândite și la nivelul Academiei. Gândiți-vă că o să apară o serie de tratate istoria românilor, de istoria artelor, de etnologie, lucrurile acestea care prezintă cultura română. Iată cărțile pe care le scoate Patriarhia. Patriarhia, să știți că are un rol foarte important din acest punct de vedere. Faptul că cu o zi înainte de 1 decembrie 2018 va fi târnosită Catedrala cea mare din București, Catedrala Neamului, are o semnificație anume. Eu n-am fost neapărat din punctul de vedere al aspectului ei, n-am fost partizanul acestei formule arhitectonice. Dar ea există, este catedrala întregii națiuni și trebuie să o salutăm ca atare. Faptul că ea va fi târnosită cu o zi înainte de marea noastră sărbătoare spune mult despre legătura biserică stat astăzi în România. Când ați amintit de Catedrala Națională, mi-am amintit de o altă discuție pe care am avut-o cu dumneavoastră. Atunci când am vorbit despre Sevilla și am vorbit despre acea piață minunată construită pentru expoziția ibero-americană, o piață care a fost gândită pentru a întări ideea de unitate a Imperiului Spaniol, pentru a arăta măreția Spaniei Mari.
Dar acel proiect a fost gândit cu aproape 20 de ani înainte, 25 de ani înainte și pus în practică în ultimii ani. Adică spaniolii acum 100 de ani aveau această vocație. La fel portughezii, în vremea în care Lucian Blaga era ambasador acolo și ministrul plenipotențiar și Mircea Eliade era secretar delegație, au avut tot așa o mare expoziție a Imperiului Lusitan, a Imperiului Colonial, nu? În care întâmplător erau și niște probe românești de care s-au ocupat direct Mircea Eliade. Era apariția într-un panou a unui infante portughez care a ajuns în țara românească și s-a întâlnit cu un urmaș al lui Mircea cel Bătrân. E bine, lucrul acesta era evocat ca o legătură între cele două extremități ale latinității europene. Revin la ceea ce ne doare, la cazul Ungariei. Ungaria pregătește de câțiva ani acest lucru care pe noi ne deranjează. Sigur că da. Mai ales că este prezentat într-o formulă foarte nepotrivită. Dar ei se pregătesc. Da, e interesant că ne deranjează ce fac alții și nu ne deranjează ce nu facem noi. Ce nu facem noi. Foarte bună remarca dumneavoastră. Pentru că ați amintit de Portugalia, da, acea expansiune maritimă a Portugaliei care a făcut-o să fie ceea ce este astăzi, fusese pregătită de regii portughezi cu aproape 100 de ani înainte, cultivând acei copaci din care s-au făcut caravelele spaniole și aducând din Africa pinii aceia care erau extrem de elastici și puteai să faci caravele. Așa este. Nu, bine, noi suferim de adamismul acesta. Începem unele proiecte și nu le terminăm niciodată. Eu cred că, bun, spun tot timpul, noi avem centenarul în 2018, dar centenarul nostru continuă în 2019, în 2020, 2019, care va fi și un an în care vom avea rolul care îl vom avea onorific, nu? În Uniunea Europeană, prezidând ce prezidăm în 2020, atunci când este centenarul încheierii păcii de la Versailles, inclusiv cu Trianon, Neuilly, Saint-Germain și celelalte păci. Bun, poate până atunci ne mai deschidem, sunt brutal când spun asta, ne mai deschidem la minte. Da. Nu cred că sunteți brutal, pentru că mai ales în acest context, într-un moment în care pare că trăim așa într-o atitudine totală, cred că e nevoie de un dangă de clopot care să-i trezească la un moment dat inclusiv pe politicieni, pentru că din zona asta nu văd foarte mari semnale. Ați amintit de rolul bisericii? Da, biserica, iată, a început o editare de carte și practic nu face altceva decât să continue o vocație pe care a avut-o de-a lungul secolelor. Tradiția ei cărturărească, biserica a fost marele cărturar al neamului, cărturarul colectiv al neamului. Iertați-mă, pentru că alături de Academie și poate, ca să-l citesc pe domnul academician Pop, iată, și universitățile au început să aibă proiecte și astfel de mesaje, poate doar diaspora, și aici mă refer doar la anumite inițiative particulare ale bisericilor, ale preoților, în rest? Da. Dar rămânem descoperiți. Această diaspora noastră este foarte onorabilă, dar e totuși mărunțită față de diaspore, cum sunt cele ale polonezilor. Sau ale rușilor. Ale rușilor, ale grecilor, ale maghiarilor. Noi nu avem totuși aceste inițiative din diverse motive istorice. Dar tot, atât cât este în diasporă, bisericile sunt cele care păstrează această tradiție
națională și ortodoxă în același timp. În ultima perioadă de timp, prin filmările pe care le-am realizat în diasporă, am avut șansa să stau de vorbă cu preoți care organizează școli de limbă română, pentru că deja familiile plecate acolo au copii, da. Acești copii deja cresc în mediul spaniol, italian. Într-un alt mediu lingvistic. Și riscă să se piardă de limba națională, limba maternă. Bun, aici este și rolul familiei. Îmi pare rău să o spun brutal, românii, spre o deosebire de unguri sau de ruși, sunt un popor care se deznaționalizează mai ușor, istoricește, știm acest lucru, nu? Exemplul Transilvaniei cu cândeștii care au devenit Kendefi sau cu hunedoreștii care au devenit Huniadi sau alți exemple pot să-l mai dau. Românii ar trebui, cazul acestor părinți, să știe că înainte de toate copiii lor trebuie să păstreze tradiția limbii. Există această idee, mă rușinez că sunt român și prefer să mă asimilez. Este groaznic din acest punct de vedere. Preoții ce fac este de salutat, dar o întreagă mentalitate românească și în diasporă trebuie schimbată. Știți câte mesaje primim la redacție de multe ori după aceste emisiuni în care lumea semnalează faptul că lucrurile pe care le spunem aici nu se regăsesc de multe ori în manuale sau în școală, aproape că nu se predau, și mulți dintre profesori, dintre dascăli, și le mulțumim pe această cale, au ajuns să ia această emisiune și să o dea mai departe, să o ofere mai departe copiilor. Îmi pare tare bine să aud așa ceva. Asta înseamnă o, cum să spun, sensibilitate cărturărească, că știu cum sunt emisiunile dumneavoastră. Da, manualele noastre sunt pline acum de o serie întreagă de lucruri care nu au importanță, tocmai pentru că istoria este văzută de foarte mulți ca un panaceu al politicii și ca un suport pentru diverse atitudini politice. Vedeți, nu ne interesează Mihai Viteazul, pentru că a fost un, fie și un condotier, dar care a vrut unirea, să unească pe români, și această unire nu face bine când ești în atmosfera globalizării și a mondializării. Să ajunge până acolo, am auzit această afirmație. Regiunile, euroregiunile, au un viitor important, dar există euroregiuni în Occident, cum este Arcul Latin, care pornește de la Barcelona, merge la Marsilia, se termină la Genova, în care oamenii duc, sunt solidari, au o identitate regională, dar niciunuia nu-i trece prin minte să spună că n-are o identitate catalană sau spaniolă, italiană sau franceză. Identitățile naționale nu sunt contrare identităților regionale sau identităților europene. Numai cine n-are cultura necesară poate să afirme așa ceva. Ați anticipat pe undeva exact ceea ce vroiam să vă întreb, pentru că în acest context al blocului european, care practic are o anumită viziune, eram curios dacă ideea de naționalism intră cumva în tensiune sau în conflict cu acest bloc. Câtuși de puțin. Îmi încheiam spusele la Academie cu citarea lui Kipling, My country, right or wrong. Este un supus al Imperiului Britanic care spune asta. Patria mea, bună sau rea, este patria mea. Asta nu înseamnă că nu pot să aparțin Europei, nu pot să aparțin Universului, înainte de toate aparțin patriei mele. Ele nu se contrapun, numai
numai naționalismul populist, numai ultranaționalismul spune lucruri de acest fel. Am dat exemplu și îl dau continuare a spuselor lui Titulescu, acest mare european, care spunea: omenirea mă interesează numai în măsura în care România are locul ei în această omenire. Este superb spus și o mai bună definire a raportului între globalizare și național și naționalism nu pot găsi. Și atunci, pentru acest an 2018, putem să invocăm naționalismul lui Eminescu, naționalismul lui Maiorescu, al lui Eminescu, al lui Iorga, al lui Motru, al lui Blaga, toată floarea culturii noastre a fost o cultură naționalistă. Și oameni buni care ascultați acest lucru, înțelegeți că naționalismul este o doctrină pozitivă. Ea devine negativă în momentul când trece de granițele de care spuneam, când ajunge în xenofobie, în ură, și atunci nu mai e naționalism. Așadar, e un moment prielnic să fim naționaliști, măcar pentru acest an 2018. Hotel. Eu voi spune să încercăm să fim la înălțimea elitelor de atunci, de la Alba Iulia, și la înălțimea masei de țărani care au venit din tot Ardealul acolo. Era tot poporul român adunat și era un mare act naționalist. Să încercăm să fim așa cum au fost străbunii noștri acum 100 de ani și cum, din păcate, noi nu mai suntem.